astăzi este ziua ta. Corect? Și am venit să te felicităm, pentru că ești un băiețel cu minte. Mulțumesc. Pentru că ești un băiețel ascultător. Ești tot ce poate fi un băiețel la vârsta ta. Mergi tot ce este mai bun și de asta am venit la tine în grad. Noi vrem petrecere să fie. Poze noi azi vom avea. Acest cadou mare tot este pentru tine. Gheorghiță, ia-mi spune, cum crezi tu, de la cine vine această surpriză frumoasă? Cine crezi că te iubește și vrea să te surprindă frumos? Sora. Ia îmi spune tu, dar tu pe cine iubești cel mai mult? Tata. Așa. Tata și mama, da? Să știi că această surpriză vine din partea tatălui. Eu vreau să te vadă fericit și astăzi, dar și în fiecare zi. Și mai avem un mesaj pentru tine. Dragul meu, Gheorghiță, tu ești parte din mine, ești sensul vieții mele. Îl rog pe bunul Dumnezeu ca să nu știi de zile grele. Tăticul tău cu mult drag te cuprinde și primește în dar aceste sincere cuvinte de părinte. La mulți ani, fecerașul meu iubit, mă voi ruga pentru tine până la al meu sfârșit. La mulți ani, scump fecioraș, cu mult drag din partea tăticului. Așa, acesta este din partea lui. Ia-mi spune, ți-a plăcut surpriza lui? Da, eu îi doresc mult sănătate, fericire, bucurie, mereu să fie bucuros, niciodată să nu se mai... să fie sănătos. Noi toți avem parte, avem nevoie, de fapt, de sănătate, corect? Și tu să fii sănătos și toți dragi inimii tale, la fel, să fiți sănătoși, să aveți parte doar de surprize frumoase. Și hai acum să vedem ce cadou ai primit aici. Ia îmi spune, cam cum crezi tu? Îți dai seama ce este? Hai să vedem atunci. Exact! Este o boxă. Deci, este ce ți-ai dorit? Ți-a plăcut? Da. Să o folosești și să-ți aducă aminte mereu de dragostea și iubirea tatălui. Te iubesc foarte mult și până mă scrivesc. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Gheorghiță să trăiască, Gheorghiță să trăiască, la mulți ani. Să crești, Gheorghiță, fericit și doar uite așa surprize frumoase să te surprindă mereu și de ziua ta, dar și în fiecare zi. Bănuiesc că meriți tot ce este mai bun, că ești un copilaș cu minte, ascultător și foarte bun.